Tiraspolul pune piciorul în prag și susține că nu va relua negocierile în formatul 5+2 în vederea reglementării conflictului transnistrian. Aceasta este poziția așa zisului ministru de externe de la Tiraspol, Nina Ștanski, care a avut o întrevedere cu reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Radoico Bogoevici. Autoritățile de la Chișinău încearcă să sugrume regiunea transnistreană cu intentarea unor dosare penale cu blocadă economică și limitarea liberei circulații, a acuzat Nina Ștanski. De cealaltă parte, autoritățile de la Chișinău susțin că este regretabil faptul că Tiraspolul continuă să invoce lucruri inexistente și să adopte politica unilaterală.